Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre scenariile postelectorale și despre dialogul dintre partidele care urmează să formeze viitorul Parlament. Salut prezența în studio a domnului Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! A doamnei Ana Guțu, cer scuze, prim vicepreședinte Partidul Unității Naționale. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Și a domnului Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Stimată doamnă, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune și să vă întreb cum catalogați ceea ce se numește negociere politică, discuții axate pe ceea ce se numește în esență formarea viitorului Parlament. Pentru că la ora actuală niciun partid politic de sine stătător nu poate forma guvernul. Am asistat pe parcursul zilei de astăzi, cei de la acum au spus nu PSRM-ului atunci când au fost invitați pentru a discuta. Cum vedeți dumneavoastră? Vă referiți la negocieri în condițiile da. Republicii Moldova? Da. Vreau să menționez faptul că politica de fapt este arta compromisului și arta posibilului, dar cei care se angajează în politică probabil că trebuie să-și dea seama că politica presupune și responsabilități și sacrificii. Or, bănuiesc că în condițiile Republicii Moldova, nu întotdeauna politicienii, și nu neapărat mă refer la lideri, dar și ceilalți care se lansează în politică, realizează cât este de responsabil să-ți asumi niște angajamente în fața cetățenilor. E normal ca după alegeri în orice țară, în orice stat, partidele care acced în Parlament să-și evalueze potențialul și să pună pe cântar posibilitatea participării sau non-participării într-o coaliție de guvernare. În Republica Moldova, după alegerile din 24 februarie, nu s-a întâmplat nimic surprinzător. Toată lumea a știut cam aproximativ care vor fi partidele ce vor accede în Parlament și vor, deci vor fi capabile să acumuleze pragul, să treacă de pragul electoral. Dar credeți în același timp, niciunul din aceste partide, până la alegeri, și probabil că e normal să fie așa, nu a spus cu foarte clar, cu subiect și predicat, ce va face în caz dacă va trebui să participe la guvernare. Deci, vă rog, coalițiile se pot dovedi a fi fatale pentru unele partide politice în cazul în care Eu cred că această abordare este prea simplistă atunci când spunem că o coaliție este fatală. În Republica Moldova, în general, se creează niște stereotipuri care ar trebui să fie depășite. Totodată, în calitatea mea de reprezentant al unei formațiuni politice care pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, este foarte clar că, de exemplu, un eventual grup parlamentar unionist ar trebui să se situeze în opoziție în condițiile în care există o majoritate strivitoare care este împotriva unirii Republicii Moldova cu România. Este mai simplu în cazul unui grup parlamentar unionist. În cazul partidelor care au acces în Parlament și care sunt toate partide stataliste, care pledează pentru fortificarea statalității Republicii Moldova, ba mai mult decât atât pentru fortificarea statutului de neutralitate vis-a-vis de blocurile militare, eu cred că n-ar trebui să existe prea Dar multe disensiuni. Dar cine trebuie să inițieze discuțiile? De obicei, discuțiile sunt inițiate de partidul care acumulează cel mai mare număr de mandate. De obicei, în condițiile vechilor democrații europene. În momentul în care partidul a acumulat cel mai mare număr de mandate, el se erigează în postura de partener capabil să formeze o coaliție de guvernare. Vorbind despre realitățile Republicii Moldova, ar trebui să fie, de exemplu, PSRM, care are 36 de mandate. Da? Probabil că PSRM trebuia să iasă cu acest apel către toate partidele la negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernare. Vedem că primul, de fapt, a fost Partidul Democrat, nu Partidul Socialiștilor. Da, domnule Nagacevski, Curtea Constituțională a dat undă verde formării viitorului Parlament, în sensul că au fost validate alegerile din 24 februarie 2019, urma ca să se așeze la masa negocierilor, dacă nu liderii politici, puțin reprezentanții diferitor partide care au acces în Parlament. Până la urmă, și noi, cei din media, vehiculăm practic cu trei partide. Este vorba de PSRM, este vorba de acum și este vorba de Partidul Democrat.
oarecum în umbră rămâne Partidul Șor, care și ei au acumulat un număr de mandate. Vreau să vă întreb, similar ca și în cazul întrebării pentru doamna Guțu, cine considerați că este în drept să inițieze aceste discuții și dacă sunteți adeptul sau credeți că viitorul Parlament va conține o alianță? Bine, dumneavoastră, în primul rând, ați descris procedura juridică. Deci e o chestie normală, Curtea Constituțională, după ce a validat mandatele, se începe procedura de formare, de constituire a organelor de lucru a Parlamentului Republicii Moldova și, evident, de a se decide dacă este sau nu este o guvernare pe teritoriul Republicii Moldova. În condițiile date, trebuie să inițieze cineva discuțiile. Din cât înțeleg, există anumite reguli nescrise că cel care au luat cele mai multe voturi, în mod normal, trebuie să inițieze asemenea discuții. Din rezultatele votării de către electoratul din Republica Moldova, 35 de mandate sau cele mai multe mandate le-au obținut anume Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Deci este previzibil că anume ei ar urma să inițieze respectivele discuții. Dar cum catalogați reacția celor de acum? E o declarație de opoziție, declarația respectivă era previzibilă după mine, chiar și înainte de validarea mandatelor de deputat la Curtea Constituțională, ținând cont de așa zisă cerere de renumărare care ei au prezentat-o în fața Curții Constituționale, care în realitate nu era un document juridic, o cerere de renumărare veritabilă, argumentată, ci reprezenta o banală declarație de trecere în opoziție. Adică ei în principiu și-au manifestat intenția de a trece în opoziție, de a se lupta de pe poziții de opoziție încă în anterior validării respectivelor mandate de deputat. Ceea ce mă deranjează pe mine este faptul că blocul acum nici nu spune că trece în opoziție, dar nici nu spune că vine la guvernare. Deci lucrurile trebuie să fie clare pentru societatea din Republica Moldova. Oamenii buni, spuneți-ne clar, partidul PAS, Platforma de Unitate și Adevăr, se va afla în opoziție în raport cu celelalte partide care au acces în guvernare sau ei totuși au anumite viziuni de guvernare a țării, fiindcă chiar și din proiectele care le prezintă ei, acestea sunt proiecte de opoziție, proiecte populiste, proiecte care, bine, dacă să vorbim din punct de vedere al eficienței și a calității lor, din punct de vedere juridic, eu le-aș califica pentru odnoclasnici, deci în clasa întâi poți să scrii asemenea proiecte de lege, fiindcă cu asemenea proiecte de lege nu ajungi departe. Deci toate proiectele, propunerile care vin de la ei, ca spre exemplu aceeași demiterea procurorului general sau inițierea unor proceduri juridice pentru demiterea procurorului general. Deci chestiunile respective ele sunt apă la moară în vederea destabilizării politice în continuarea situației din Republica Moldova. Noi ne aflăm într-o situație destul de specifică, deci avem o stare de lucruri într-o degradare politică avansată și noi trebuie să revenim la normalitate. Ei au posibilitatea să ajute la revenirea în reintrare în normalitate. Ei nu vor. Deci ei se oferă să furnizeze în continuare destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova. Asta este alegerea lor. Domnule Reniță, în această ecuație politică a fost exclus un termen. Îmi permit să fac asemenea afirmare. Mă refer la cei de acum. Rămân doi actori. Este vorba de PD, PSRM. Ar fi un scenariu de formare a viitoarei coaliții, însă, dacă ne aducem aminte bine, din campaniile electorale trecute, se tot vehicula în diferite media ideea de guvern tehnocrat. Care credeți că poate prinde rădăcini în condițiile țării noastre? Pentru că fiecare analist politic, atunci când este întrebat de ideea guvernului tehnocrat, zice că el nu durează în timp. E un argument? Poate fi un argument dacă să admitem că vor vota socialiștii doar strict pentru guvern și nu vor participa la guvernare. Ar fi un... Nu este exclus un asemenea scenariu, să înțeleg. Da, probabil. S-a vorbit despre scenariul ăsta. Sau vor guverna împreună, pentru că din câte colegul meu din studio a emis o noțiune care poate fi discutată despre normalitatea comportării blocului politic acum, nici eu nu înțeleg. Acolo, parcă, dragă doamne, sunt juriști. Știu că sunt oameni care au absolvit instituții europene de prestigiu. Sunt oameni pe care i-am văzut rezonabil la urma urmei, dacă chiar nu ne-a plăcut cum s-au comportat,
în guvernarea unui minister. Deci, ca până la urmă, în comportamentul ăsta post-electoral al blocului acum, să nu vedem decât confuzii. Altceva nu pot să... felul cum discurs, adică nu pot articula un discurs politic rezonabil după, în condiții post-electorale. Parcă, deci, ai impresia că acolo s-a întâmplat ceva, ca într-un tank, care vezi numai fum deasupra respectivei mașini și nu înțelegi ce se întâmplă înăuntru. Deci domnule, sunt Reniță, toți întregi, ori sunt năuciți. Dar spuneți-mi, rog, iată, după prima ședință pe care toată lumea o așteaptă, cred că cu sufletul la gură, este exclusă sau dați posibilitatea unui asemenea scenariu că acum se va dizolva în două, trei fracțiuni? Pentru că nu toți împărtășesc aceeași viziune politică, să nu fiu foarte categoric, să zic doctrină. Da, e foarte posibil, ei au declarat chiar... Părerile erau împărțite, în timp ce unii de la acum susțineau această teză, anumiți membri și cel puțin o excludeau. Cel puțin în două grupuri, nu știu, fracțiuni parlamentare, grupuri, da. Eu văd că este foarte posibil să se despartă, pentru că sunt foarte și foarte diferiți. Și liderii și cei din interiorul blocului politic acum sunt foarte și foarte diferiți. Vedeți că chiar după alegeri Năstase vorbește mereu ce crede el că trebuie să vorbească, ce-i vine, și doamna Maia Sandu tace, de fapt. Deci nu se asamă, deci așa nu se comportă un... Discursul nu merge în unison. O formațiune politică unită, oricare are aceleași scopuri. Cred că mai curând o să se dispartă. Doamna Guțu, iată, sunt destul de interesante declarațiile pe care le-au făcut astăzi cei doi lideri politici de la acum, cu președinții, de fapt, Sandu și Năstase, care cereau, și cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire principalilor teze, demiterea procurorului general și înlocuirea cu unul independent, demiterea conducerii serviciului de informații și securitate, demisia celor de la Consiliul Audiovizualului, demiterea conducerii Centrului Național Anticorupție și, de fapt, această listă cam continua. Credeți că există pragmatism politic când se fac asemenea declarații? Ce se bazează dânsii? Probabil pe naivitatea unor politicieni imaturi. Da? Deci, atunci când privim declarațiile celor din blocul acum, îți dai bine seama că sunt oameni noi care au acces în Parlament și care nu prea știu cu ce ar începe. Ceea ce spun ei este absolut non-fezabil dacă nu ai o majoritate parlamentară clară. Mai mult decât atât, în condițiile unei majorități parlamentare, oricum poți face lucrul ăsta numai modificând legile. Legile trebuie modificate în condițiile modificării legilor, după aceea poți începe a schimba membrii CEC, membrii CCA, să dai jos procurorul general, fiindcă ai nevoie de un rechizitoriu. Nu poți da jos procurorul general pur și simplu așa. Ai proprie dorință. Exact. Deci trebuie să invoci niște, în conformitate cu norma constituțională, să incriminezi niște fapte care să demonstreze că el a încălcat Constituția. Or, dacă tu îți propui pur și simplu, de exemplu, se creează această majoritate, hai, votăm toți, am dat jos procurorul. Este o altă încălcare a Constituției, a legii și, de fapt, este o tentativă de a prelua conducerea acestor instituții. Or, în condițiile Republicii Moldova, este percepția mea pur personală și mai ales după ce am fost în politică activă, da, nu există posibilitatea ca instituțiile coercitive ale statului să nu fie loiale unui anumit partid sau unui anumit grup de partide. Este opinia mea și totul asta se întâmplă din cauza imaturității și irresponsabilității politice a întregii clase politice. Deci ceea ce spun eu este viziunea unui profesor care a fost în politică mare și care a constatat aceste lucruri. Deci mai grav ceea ce se întâmplă, mie îmi pare că seamănă cu o luptă revanșardă. Absolut revanșardă. Eu vin, eu te pun pe tine la dubă și mai departe. În legătură cu acest revanșism, vreau să vă destăinui doar o zicere a unui fost prim-ministru lituanian,
Am fost atunci când am semnat acordul de am parafat acordul de asociere în 13 la Vilnius, deci eram cu toții la o recepție și dânsul spunea așa: știți ce înseamnă democrație? Că erau unul din opoziție la alături și unul de la putere, zice. Adevărata democrație este că atunci când vin eu la putere și sunt prim-ministru, iar după ciclul următor electoral eu trec în opoziție, cel care îmi ia locul nu mă va arunca după gratii. În momentul în care depășești acest revanșism, probabil poți să spui că am obținut poate o democrație mai mult sau mai puțin matură. Dar la noi cam lucrurile se petrec de o manieră foarte bizară. Oligarhi sunt mai mulți, nu este doar unul, nu este doar Plahotniuc. Atunci când era Alianța pentru Integrare Europeană, erau trei poli, era Filat, era Plahotniuc în umbra lui Lupu, fiindcă atunci era Lupu în prim plan, politicul m-ar veni, și era Ghimpu. Bine, Ghimpu poate nu este atât de mare oligarh, i-a permis Plahotniuc să devină acolo oligarh cu benzinăriile lui sau cu ce mai are el. Dar vreau să vă zic că într-o alianță, precum a fost acea alianță, era mai bine când chiar oamenii își spălau rufele în public și noi măcar știam ce fac ei acolo. Da? Ce fac ei acolo? Ce au mai zămislit? Dar atunci când puterea se află în mâna unui singur partid, așa cum a fost pe timpul comuniștilor și probabil că acum putem spune același lucru despre Partidul Democrat, nu este bine. Trebuie să avem mai mulți poli politici, decidenți, poate și puteri economice, să fie mai mulți care decid, ca să putem și noi să ne lămurim cine vrea să facă mai mult bine poporului și să-i vedem la ochi. Da. Domnul Gacevski, dumneavoastră credeți că discuțiile vor fi purtate așa în public cum își doresc? Cred că cei mai mulți dintre cetățeni, din cei care au mers la urnele de vot, pentru ca să nu rămână după paravan foarte multe înțelegeri, să nu se vehiculeze, să nu se partajeze instituții, așa cum pomenea doamna Guțu. Prima, ce înseamnă discuții publice? Vă rog. Deci eu observ un lucru. Partidul Socialiștilor își anunță public intenția sa, înseamnă și oferta sa. Blocul, de asemenea, își enunță public intențiile și ofertele sale. Partidul Democrat, de asemenea, face același lucru. În continuare există anumite chestiuni tehnice, proceduri tehnice. Procedurile tehnice, ele, în primul rând, nici nu sunt interesante opiniei publice. Deci, în condițiile date, este nevoie și de o anumită zonă de intimitate pentru a discuta anumite elemente tehnice în vederea clarificării viitoarei formule de guvernare a Republicii Moldova. Ce își ține de partajarea funcției, da, funcțiilor. Deci în Republica Moldova noi știm care sunt funcții politice și care nu sunt funcții politice. Care vor fi de bună credință viitorii guvernanța Republicii Moldova sau nu, în sensul neadmiterii partajării pe criterii politice a puterii judecători, spre exemplu, pentru că asta deranjează cel mai tare, și a instituțiilor de forță alte decât Ministerul de Interne, eu asta nu pot să spun, dar într-un stat de drept, în mod normal, asemenea funcții, asemenea instituțiile de drept și puterea judecătorească, ea nu se partajează. Ea are principiul stabilității și continuității, este indiferent de cine nu s-ar afla la guvernare. Problema care o văd eu este noi. Ce vrem în continuare? Noi vrem în continuare ca să fie politizate instituțiile statului sau noi nu vrem ca să fie politizate instituțiile statului? Astăzi sau votul cetățeanului a fost partajat practic câte o treime la trei partide, cele mai mari, asta e Partidul Socialiști, Democraților și Blocul Acum. Astăzi Blocul Acum a avut posibilitatea, are posibilitatea să șeze la masa de negocieri împreună cu Partidul Socialiștilor în vederea găsirii acelei soluții de depolitizare a instituțiilor, așa cum pretind ei că ele sunt politizate. De altfel și Partidul Socialiștilor pretinde că s-au suprapolitizat instituțiile statului. Este adevărat sau nu? Aparent da. Aparent noi avem probleme că s-au suprapolitizat instituțiile statului. Ce aici ține de elementul ăsta că se creează impresia că astăzi instanțele de judecată, judecătorii curții constituționale ar urmări interesul politic al unui partid. Din punct de vedere al opiniei publice, ci parcă așa funcționează lucrurile. Din punct de vedere juridic, el s-ar putea de găsit o explicație asupra chestiunii respective. De ce? Deoarece statul funcționează ca un tot întreg. Deci tot sistemul este așa organizat că el să funcționeze în dependență de linia politică care o dă guvernarea. Deci puterea
judecătorească pronunță anumite hotărâri judecătorești, dacă vorbim de hotărâri judecătorești legate de anumite alegeri, de nu știu ce, în dependență de voința sau de programul de guvernare votat de către guvernare. Asta este regula. În cadrul proceselor de judecată private, între părți, acolo nu trebuie să existe, să fie vizibilă linia de guvernare a puterii politice. Însă sunt alt fel de proces la nivel de funcționarea sistemului de stat, aici el și trebuie să fie vizibilă linia politică a statului. Asta e o chestie normală. În orice stat, dacă Curtea Constituțională are o altă viziune decât linia politică exprimată de către guvernare, asta deja este anomalie, asta deja este disfuncționalitate, asta poate să ducă la destabilizare. Situația în care, de exemplu, s-a pronunțat, nu știu, că noi trebuie să mergem la negocieri cu Uniunea Europeană sau cu Federația Rusă și să adoptă un program de guvernare care vizează anume chestiunile respective. Sau Parlamentul spune că noi trebuie să fim neutri. În condițiile respective, Curtea Constituțională urmează să țină cont anume de respectivul program de guvernare, fiindcă în situația în care unul strag în stânga, altul în dreapta, noi ajungem la aceea că noi blocăm sistemul de dreapta la Republicii Moldova și în genere sistemul puterilor politice din Republica Moldova. Curtea Constituțională nu este cel care trebuie să ducă la destabilizarea situației din Republica Moldova. Ea în alta curte dă o interpretare până la urmă. Da, dar ea trebuie să dea interpretare reieșind din voința politică a puterii politice. Astăzi noi trăim într-o republică parlamentară. Republicile parlamentare, linia politică o dictează Parlamentul Republicii Moldova. Indiferent, ne place nou, nu ne place asta. Da, este o problemă că opinia publică așa este ghidată, că noi tot vremea ne uităm care partid se află la guvernare, asta înseamnă că nu este linia politică a Parlamentului, dar este a respectivului partid. Și opinia publică este îmbâxită cu asemenea abordare, politicienii începe a specula și în condițiile date se duce la destabilizarea viziunilor cum trebuie să funcționeze un stat. Însă noi ne maturizăm și noi vom înțelege că da, partid deținând puterea în Parlament, el în principiu se asimilează acelui Parlament și noi nu trebuie să privim Parlamentul care dă linia politică ca fiind partidul. Dar el este anume ca instituție de stat. Și noi până ne vom maturiza și vom înțelege lucrurile astea, de multe ori vom înțelege și anumite hotărâri ale Curții Constituționale. Multe ridică semne de întrebare, dar multe au și o explicație logică prin prisma funcționării sistemului ca un tot întreg. Mulțumesc. Domnul Răniță, după data de 20 ar fi logic și așa prevede, de fapt, și buchea legii, Parlamentul ar trebui să se întrunească. Credeți că în această primă întrunire a deputaților vor fi explicate anumite momente, pe lângă lucru tehnic, bănuiesc, aici se vor alege membrii comisiilor, aici va fi de ce nu poate aleasă conducerea Parlamentului și așa mai departe. Se vor clarifica și anumite... Nu sunt chiar tehnice chestiile. Da, bine, eu le numesc... Conducerea Parlamentului și comisiile. Vai, ce bătălie se va da. Se dă acolo, da. Vai, formarea grupurilor sau fracțiunilor, cum scris ele în lege. Vai, o să vedem ce spectacol o să se va scântei, declanșa. Da? Vă rog, domn Răniț, cum ziceți dumneavoastră? Dar nu trebuie să zic nimic, pentru că există lege și din câte știu eu și din câte am observat până acum că ceea ce se respecte, se adună, deci legalizează într-un fel ceea ce valide, mandatele, adică oamenii deci intră în posesia mandatelor deja validate. După asta se alege conducerea Parlamentului, din câte știu eu. Da. Să alege președintele și vicepreședinții Parlamentului. Și atunci când se alege președintele și vicepreședinții Parlamentului, lucrurile sunt clare, nu? Pentru că cum o să se voteze deci președintele și vicii, înseamnă că... Cam... Este un Parlament lucratibil, da? Nu. Deci, eu înțeleg deci, că s-a configurat deja coaliția. Dacă coaliția este tehnică, deci se va mai vota guvernului, după care o să auzim partidul care se retrage din, nu vrea să fie în coaliție, pur și simplu a votat tehnic guvernul. Adică și-am avea poate un partid la putere și două, deci partajându-se și funcțiile în viitoarea opoziției. Eu totuși cred că comportamentul acum, dacă el nu se schimbă, dar nu prea văd cum, cât timp a rămas puțin și oamenii care se iau în serios, deja probabil încep a se gândi sau dacă deja nu au
desăvârșit deci, da. Aceste înțelegeri. Eu cred că înțelegerile se vor face între socialiști și Partidul Democrat, pentru că altă, pur și simplu, alternativă nu există, numai rămâne de văzut. Rămân socialiștii sau, pe de altă parte, democrații la putere sau totuși va fi un, cum ați spus dumneavoastră, adineori un guvern Tehnocrat sau minoritar? Sau minoritar. Da, cum catalogați, iată, nu zadar o întrebam și pe doamna Guțu, aceste afirmații ale celor de la CUM legate de demiterea procurorului general, celor de la SIS, Consiliul Audiovizualului, care a fost reformat de curând și s-ar părea că nu ar trebui să intervenim în aceste chestiuni. Credeți că chiar după potențialul scenariu de alegere, a conducerii și așa mai departe, aceste inițiative vor fi oarecum puse în practică? Eu nu prea văd cum ar putea să reușească dânșii. Deci colegii mei au explicat deja că este imposibil să faci aceste debarcări în afara procedurilor legale. Și este, din punctul de vedere, o aventură, ori niște iluzii care... Eu nu știu cu ce sunt alimentate iluziile astea. Dacă cu patosul ăsta... electoral, da, dar parcă ar fi normal ca toată lumea să se liniștească. Mandatele au fost validate, oarecum, adică s-a început altă viață, alt joc pentru deputați. Lumea s-a și trezit, probabil. Eu mă gândesc la electoratul, la cei care au ales parte, presupun că, dacă o să-mi dea dreptate, doamna Guță, parte au fost și unioniști care Acum au fost votat și de unioniști. De acum și din ceea ce rezultă din declarațiile lor, acum proaspete, mare lucru nu poți înțelege. Nu știu dacă îi satisface pe cei care au votat asemenea declarații și asemenea comportament. Rămâne de văzut. Poate e o manevră, poate sunt niște fumigene, poate au inventat ceva, dar cel puțin până acum ei se comportă ca niște extraterestri cărora le-a ieșuat nava pe părțile noastre. Spuneți-mi, vreau, că alegerile anticipate e o noțiune prea vagă în contextul social-politicului de la noi? Sau nu, de ce? Rămâne acurată în realitate. Rămâne ca scenariu. Ca scenariu, în opinia mea, nedorit de multă lume, care ar putea conduce, într-adevăr, la destabilizare economică. Asta mi se pare evident. Dar ca scenariu el rămâne, sigur, că cum poți exclude așa dar ceva? Dar asta e o opțiune absolut democratică, vreau să zic. Da. Alegerile anticipate nu trebuie să sperie pe nimeni și nu văd utilitatea, de exemplu, sesizării depusă la Curtea Constituțională de către deputatul Sârbu. Prin nu știu ce, că se atribuie guvernul niște funcții mai... Pentru a evita o criză politică. Nu, pentru a evita instabilitate. Niciodată criză. Crizele politice fac parte din jocul democratic. Uitați-vă, Republica Moldova este un stat foarte mic, un stat în devenire. Sunt țări foarte mari din Uniunea Europeană, de pe vechiul continent, care se confruntă cu instabilități politice și au alegeri fie o dată într-un an, fie la un an și jumătate, fiindcă nu este posibil de format o majoritate. Și nu moare nimeni din asta. Democrația costă, trebuie să ai bani ca să investești în alegeri și procesul electoral se reînnoiește grație reevaluării de către alegători a comportamentului politic a celor pe care i-au trimis în Parlament, fiindcă inevitabil în următoarele luni unii deputați pe care i-au trimis alegătorii socialiști, alegătorii democraților, alegătorii Lușor, alegătorii blocului acum, neapărat vor avea derapaje. Cu siguranță, vă dau asigurări 100%. Și atunci cetățeanul își reevaluează opțiunile politice și la următoarele alegeri votează altfel. Dar asta este jocul politic. Nu trebuie să ne deranjeze că vor exista alegeri anticipate. Asta nu trebuie să sperie pe nimeni. Trebuie să ne dăm bine seama că conjunctura noastră este una mai specifică. Suntem un stat tributar trecutului nostru sovietic. Încă nu știm ce înseamnă veritabilă responsabilitate politică atunci când te avânți în jocul politic. Fiindcă după mine, cineva spunea că, de exemplu, în blocul acum, doctrine, stați un pic, care sunt doctrinele? Sau Partidul Democrat, doctrina pro-Moldova, asta este doctrina?
Nu, socialiștii, bine, la ei mai poți vedea ceva, dar ei au venit călare pe geopolitică și mai mult Dodon merge la Moscova nu știu de câte ori să demonstreze că este prieten cu Putin. Asta tot nu este doctrină, mă înțelegeți? Da, deci noi mai avem mult de parcurs un drum prea lung până o să ne vedem într-o bună zi într-un spațiu civilizator și de bunăstare. Știți că sunt unionistă și eu zic că unirea cu România ne-ar crea acest spațiu. Dar noi o să becăim mult Guțu, timp prin întâlnire dacă nu vom seziza acest lucru. Reieșind din prisma științelor politice, un partid are la bază o doctrină. Exact. Da, dar unde sunt doctrinele noastre? Nu am putea vorbi în bine de social-democrație, nu am putea vorbi de... Nu, eu cred că în Republica Moldova partidele politice, dacă se le ia așa la bani mărunți, uitați-vă în programele politice care sunt acolo, nu prea găsește adevăratele doctrine. Cei care își spun liberali sunt socialiști, de fapt, cei care spun socialiști mai bagă și pe o măsură economică liberală și tot așa. Eu nu zic că aceste granițe între doctrine nu se șterg inclusiv în țările vechii Europe, în Europei continentale, fiindcă știți că ascensiunea populismului acum are loc cam peste tot și în Italia și în Germania, nu mai zic de extrema dreaptă și în Franța, așa mai departe. Populismul ăsta nu dă bine și există anumite probleme, dar... Dumneavoastră ați vorbit un pic mai devreme de noțiunea de derapaj. Vreau să vă întreb, iar iese din lipsa unui program bine stabilit sau derapaj de către cine? De către deputați? Al alegătorilor, spuneați. Al alesului. Eu spuneam derapajul deputaților care sunt aleși și o să vedeți mișcări cam bruște. O să fie și deputați care vor migra dintr-o fracțiune în alta, care se vor declara independenți sau vor vota un anumit proiect de lege care nu este pe plac alegătorului și mai pe asta nu mai votez, fie ce-o fi. Că nu poți să mulțumești toată lumea. Dar în politică, așa cum spune și Traian Băsescu, trebuie să faci nu ceea ce îți place, dar și ceea ce trebuie. Da? Da. Asta este politica. Și dacă știi să-ți asumi responsabilități politice, poate că într-o bună zi devii politician. Domnule Nagachevski, conform procedurii juridice, Curtea Constituțională putea valida aceste alegeri doar în cazul în care erau epuizate toate litigiile legate de scrutinul propriu-zis. Curtea a făcut-o. Reiese că a fost epuizat toate contestațiile ce țin de ele? Sau cum s-ar explica? Deci regulile de joc s-au schimbat în cadrul respectivelor alegeri parlamentare. Trebuie să ne amintim că, deci în 2016, Curtea Constituțională, la momentul validării mandatului președintelui ales, a stabilit că, înainte de a te adresa la Curtea Constituțională cu anumite cereri de anulare sau de renumărare, este nevoie să treci purgatoriul instanțelor de judecătorești de drept comun. În cadrul respectivului proces electoral, toate adresările către instanțe de judecată de drept comun s-au finisat cu anumite încheieri de restituire a respectivelor cereri, de constatarea faptelor în vederea pregătirii probatoriului pentru a solicita renumărare eventual sau anularea alegerilor, instanțele de drept comun desesizându-se în folosul curții constituționale. Toți spuneau, stimabil aleși, dumneavoastră trebuie să depuneți cereri către Curtea Constituțională în vederea obținerii eventuale renumărări a rezultatelor votării. Deci problema este de altă natură. Problema este cu ce probe te duci la Curtea Constituțională. Chiar dacă nu ai hotărâri judecătorești prin care să se constate anumite derapaje de la procesul electoral veritabil, tu oricum trebuie să furnizezi probe veridice și concludente în vederea solicitării renumărării rezultatelor votării. Dacă să vorbim de ceea ce au solicitat blocul acum, da, el este pe 120 de pagini, dar asta este o compilație în principiu a rapoartelor observatorilor internaționali și naționali. Cea mai mare parte din respectivul raport al lor făcut este munca promolexul pe teritoriul Republicii Moldova. Deci cere și de renumărare conține două părți. Una, declarația politică a partidului, blocul respectiv de plecare în opoziție și a doua, niște analize sau niște observări făcute de către observatorii care au funcționat pe teritoriul Republicii Moldova, fără a se explica legătura cauzală dintre
solicitarea lor de renumărare și respectivele încălcări pe care le-au constatat. Dar în concluzii, ținând cont și chiar și de solicitările lor, noi observăm că ei în principiu nici nu au negat rezultatele alegerilor. Ei au solicitat în mod tacit confirmarea rezultatelor alegerilor. Ei au avut pretenții în privința la 6 circumscripții, dar bazându-se pe opinia creată de către presă în ziua alegerilor, ca spre exemplu pentru Transnistria. Eu tot mi-am creat opinia că acolo a fost fraudate alegerile. Însă probe nu au fost furnizate Curții Constituționale. Curtea Constituțională nu se bazează pe investigațiile, sau mai bine zis, pe articole din presă și că am prins un cetățean, acolo putea să fie și provocare. Pentru asta trebuie să fie instituțiile de forță, să fie pus în funcțiune, ca ele să investigeze. Eu am înțeles că sunt vreo 50 de cauze penale care investigează respectivele fraude, dar problema este câte persoane sunt investigate actualmente de către instanță, de către organele de urmărire penală. De ce eu întreb? Fiindcă este important ca chiar dacă s-a constatat o fraudă, frauda respectivă trebuie să fie de o așa manieră că asta ar putea să ducă la schimbarea rezultatelor votării. Și în același timp, cu câtă vreme mă întreb, coruperea legătorilor. Coruperea legătorilor este o problemă destul de gravă, dar eu mă întreb, în situația dată, este liber sau nu este liber votul cetățeanului? Este o problemă de o discuție filosofică la care eu nu am răspuns. În principiu, nu cetățeanul este șantajat în cazul dat, ci cetățeanul șantajează concurentul electoral și îi spune, eu te votez dacă îmi dai bani. În cazul dat, cetățeanul trebuie să fie sancționat pușcăria 100%. Însă a doua întrebare este, în cazul dat, trebuie să fie anulat votul lui sau nu? Noi nu avem răspuns clar în legislația Republicii Moldova dacă se anulează votul lui în condițiile respective. Ei, în principiu, deși eu am analizat iarăși declarația făcută astăzi de către blocul acum. Deci declarația lor se învârtește nu în jurul unei ideologii, dar în jurul aceleiași teorii care au învârtit-o până în prezent, teoria statului capturat. Deci discursul lor este cu caracter exclusiv politic și nici, nu are niciun substrat juridic. Deci ei în continuare polemizează pe teoria statului capturat, care a expus-o inclusiv și fostul președinte a Curții Constituționale în anumite discursuri, dar prin prisma conceptului lui politic. Deci ca politician tu poți să expui teoria statului capturat, însă în situația în care tu vrei să destructurezi anumite procese inadmisibile din punct de vedere al democrației, trebuie să vii cu anumite propuneri, inițiative juridice bine argumentate, ținând cont de structura statului de drept și ținând cont de valorile fundamentale, inclusiv și de convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte. Ca, spre exemplu, solicitarea lor de a elibera din funcții toți conducătorii de instituții, inclusiv de forță, conducerea Curții Supreme de Justiție, procurorului general. Deci lucrurile respective, din punct de vedere al drepturilor fundamentale, în forma în care o propun ei, este una inadmisibilă. Deci ea încalcă principiul stabilității funcției. Chiar să admitem că se modifică legislația astăzi, se schimbă regulile de eliberare din funcții. Respectiva legislație ea va fi utilizată sau poate fi aplicată doar viitorul eventual procuror general, însă nu actualul procuror general. Noi avem hotărârea Curții Constituționale care au bătut în cuie respectivele reguli prin prisma principiului stabilității funcției. Da, pe mine tot mă deranjează anumite chestiuni, mi se pare mic procuror general pe undeva, inacționează la anumite dosare sensibile, dar eu tot nu cunosc în detaliu dacă inacționează el cu adevărat sau nu. Noi nu cunoaștem, noi ne bazăm doar pe opinia creată de către presă și de către politicieni. Deci politicienii, în principiu, au continuat și continuă jocul ăsta de atragere a justiției în jocurile lor politice. Asta este cea mai mare gafă a politicienilor când îi atrag justiția în jocurile lor politice. Asta se numește populism. Deci pe populism tu nu schimbi lucrurile în Republica Moldova. Pentru ca să furnizezi calitate. Nu ai dreptul să te joci de a justiția și cu justiția Republica Moldova. Domnule Reniță, iată în formula de până astăzi, cel puțin generau discuții, faptul că discursul raportat la politica externă a Parlamentului, pe de altă parte a președinției, era oarecum diferit. În condițiile viitorului Parlament, să mergem pe ideea unei coaliții, fie PSRM, PD sau acum, nu contează, cum va fi sau care va fi vectorul politic extern, cum îl vedeți dumneavoastră? Se mai adaugă, nu știu, sau se ajunge la un numitor comun? Păi, dacă ar fi coaliția acum și PDM, eu cred că totul e clar, pentru că și unul și altul se consideră sau se dau drept partide pro-europene. Deci, niciun partid, nici altul n-a pus la îndoială acordul de asociere, pentru că asta era una din piatra de încercare.
Partidul Socialiștilor întâi a declarat, poate nu e chiar exact, dar probabil, atunci când lider se considera încă domnul Dodon, a declarat întâi că deci va pune la îndoială sau chiar va denunța, chiar va denunța acordul. Deși i-a fost pus cu jumătate de gură, de atât spun, că a pus la îndoială. Și după asta au urmat alte declarații care nu erau consecvente, adică primului impuls, ca să spun așa. Deci înțeleg că dacă s-ar crea o coaliție între Partidul Socialiștilor și cel Democrat, eu nu văd că ar fi probleme cu acordul. Și cred că Partidul Democrat ar putea proteja deci acest acord. În rest, ar fi nevoie probabil mereu de coordonare a politicii externe și ar trebui să credem că totuși s-ar merge așa pe o cale destul de neutră, adică fără să fie... S-ar accepta unele compromisuri, să înțeleg că, da? Va fi foarte greu de găsit. Da, este adevărat, da. Este adevărat, dar asta ar fi calea. Adică să găsească compromisuri și compromis ar fi ca să nu se deci atenteze la relații propriu-zis. Dacă avem, așa cum spun socialiștii, relații strategice cu Moscova sau cu Bruxelles, cum zic democrații, deci ar trebui în mare parte, adică acolo, să nu se prea îmbli la principii și să nu se facă din asta principalul demagogie. Dar da, să lucreze și într-un caz și în altul în interesul țării, dacă e posibil asta. Doamna Guțu, doamna Gacel, să mai avem 3 minute, eu cred câte un minut și ceva pentru câte o întrebare. Doamna Guțu, iată, cu permisiunea dumneavoastră o să citesc. Deputații din acum au fost sunați și îndemnați să voteze cu alte partide decât blocul electoral, spunea doamna Sandu. Respectiv, da. Spuneți-mi, vă rog, de ce e treaba asta? Mai e valabil ceea ce se tot vehicula că se cumpără deputați? Nu știu... De unde este alimentată această teză? Probabil că din ceea ce s-a întâmplat în legislatura precedentă, când un lot prea mare, foarte mare de deputați de la comuniști a trecut la APD și un lot practic majoritar din PLDM, tot a fost pulberat, care s-a dus cu PPM, care a trecut la APD. Asta a rămas percepția populară ultima și desigur că s-a zis că s-au cumpărat. Eu cred că metodele sunt diferite. Da. Metodele sunt diferite, probabil că mai există și metoda coerciției sau presiunii dacă omul are niște păcate, dosare, mă știu eu ce. Așa am înțeles că se acționează în astfel de cazuri. Dar referitor la întrebarea dumneavoastră, coaliția PSRM-PD, ar fi foarte complicat o astfel de coaliție. Credeți-mă, fiindcă într-adevăr, vectorul geostrategic al PSRM-ului este pro-est, pro-Rusia și probabil că Dodon datorează câte ceva lui Putin și Moscovei și Rusiei. De aceea nu-mi imaginez o coaliție PD-PSRM. Eu cred că va fi un guvern minoritar votat de PSRM pe alocuri, așa, ca să lase să lucreze câteva luni, dar după mine, alegerile anticipate sunt iminente. Da, cred că vom avea anticipate. Doamna Gacevski, ce ne așteaptă în viitorul apropiat, sub aspect politic? Stabilitate, instabilitate, alegeri anticipate, coaliții? Eu sper că este suficientă maturitate politică pe teritoriul Republicii Moldova. Noi permanent discutăm despre integrare, despre vectori. De ce înseamnă integrare europeană? Cine îmi spune asta? Se presupune stabilizarea drepturilor fundamentale pe teritoriul Republicii Moldova. Asta nu înseamnă să aderi la vreun bloc. Asta nu înseamnă să intri în anumite structuri regionale. Asta presupune că tu să furnizezi calitate pe teritoriul Republicii Moldova. Eu mă îndoiesc, Partidul Socialiștilor nu-și dorește să furnizeze calitate pe teritoriul Republicii Moldova. Asta se numește demagogie când spui integrare europeană. Nimeni nu te prinește în Uniunea Europeană în condițiile în care statul este sărac. Vom furniza calitate, vom îmbunătăți condiția de trai pe teritoriul Republicii Moldova, va dispărea de la sine și discuția cu integrarea europeană, cu unionismul, cu dușirea în Federația Rusă. Asta este irelevant. Iar pe teritoriul Republicii Moldova, eu sper că deputații vor găsi suficient compromis, suficientă maturitate politică să
pună în funcțiune un guvern pentru a începe, începe lucru pentru binele cetățeanului din Republica Moldova. Noi pierdem astăzi țara datorită faptului că vorbim despre vectori numai, dar uităm a vorbi despre condiția de trai a cetățeanului din Republica Moldova. Când vom înțelege asta? Când vom renunța la demagogie, atunci tot va fi bine și noi până vom reintra în normalitate. Până atunci nu va rămâne niciun cetățean în Republica Moldova, din păcate, așa că... Domnul Reniță, doamna Guțu, doamna Gancevski, vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat în această seară. Vă mai aștept și cu alte ocazii, estimați telespectatori, în numele întregii echipe. Eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă. O seară bună!